Vă doresc din suflet bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, încă o dată în casa Lui, de rugăciune și închinare. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și vă voi invita ca sabatul acesta să-l dedicăm unui studiu legat de finalul fericirilor Domnului Isus Hristos sau cu altfel spus de punctul culminant al fericirii oricărui creștin. Auziți cum definește Domnul Isus Hristos ultimul secret al fericirii. E surprinzător, este intrigant, este provocator. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 10, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Amin? Amin. Foarte mulți s-au bătut intelectual cu textul acesta. Foarte mulți s-au luptat să înțeleagă aceste cuvinte. Auziți? Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Și mulți au ajuns la concluzia că fericea, fericirea um, aparține celor prigoniți. Și au zis, dacă aparține celor, celor prigoniți, atunci, cred că e bine să fii prigonit. Aș vrea să rezolvăm problema asta de la bun început. Vom reveni asupra textelor scripturii, dar în cartea rugăciunea am găsit aceste gânduri care cred că ar trebui să fie clare în mintea noastră de la bun început. Poporul lui Dumnezeu are responsabilitatea de a se ruga pentru a mai primi câțiva ani de har pentru a primi câțiva ani de har. De ce? Auziți! O mare responsabilitate este pusă asupra bărbaților și femeilor din întreaga țară pentru a se ruga, cerându-i lui Dumnezeu să țină în frâu norul răului și să mai adauge sau să mai îngăduie an de har în care ei să lucreze pentru el. De ce trebuie har? Ca să lucrăm pentru el, vă rog să observați că se vor ruga în felul acela numai cei care Lucrează cei care nu, nu lucrează Nu se pot ruga, Doamne, mai dă-ne câțiva ani de har să lucrăm pentru Tine Pentru că în virtutea obișnuinței, eu care nu lucrez acum, azi Ce se va întâmpla mâine cu mine? Nu voi lucra nici mâine Și atunci se ajunge cumva la concluzia că trebuie să ne trezim Și dacă trebuie să ne trezim, cine trebuie să ne trezească? factori exteriori și am ajuns la concluzia, citind textul acesta și probabil și altele, că ne va trezi persecuția când se va zgudui serios, biserica, atunci ne vom trezi și noi și vom face lucrarea care acum nu o facem. Ne-a trecut vreodată gândul ăsta prin minte. L-am auzit. În realitate, textul nu spune ferice de cei prigoniți. Textul spune ferice de cei neprihăniți care vor fi prigoniți. Textul spune că fericirea ține de neprihănire, nu de prigoană. Elementul cheie în toată această afirmație este dacă eu sunt neprihănit, dacă biserica este neprihănită, dacă eu într-adevăr sunt într-o relație de felul acesta cu Dumnezeu. Evident, cei neprihăniți lucrează. De aceea mă întorc, mă întorc înapoi la ceea ce în cartea aceasta este spus destul de frumos și destul de clar. E nevoie să ne rugăm cerându-i lui Dumnezeu să țină în frâu norul răului și să mai îngăduie câțiva ani de har în care să lucrăm pentru el. Să strigăm la Dumnezeu ca îngerii să țină încă cele patru vânturi până când vor fi trimiși misionari în toate părțile lumii ca să rostească avertizările pe care Dumnezeu le-a promis acestei lumi înainte ca el să vină. Și le-a promis spunând am văzut trei îngeri care luminau tot pământul cu lumina lor. Este ceea ce Dumnezeu cere de la noi. Adică, înainte ca Domnul Iisus Hristos să vină, l-a trimis pe Ioan Botezătorul în puterea lui Ilie. Și pământul a făcut, și iertați-mă, Ioan Botezătorul a făcut această lucrare de a lumina. Ioan 1 spune, el a venit ca să mărturisească despre lumină, nu El era lumina, ci El a pregătit calea pentru lumina. În același fel, cei trei îngeri din Apocalipsă 14 sunt chemați să pregătească drumul sau calea pentru venirea Domnului Isus Hristos. Mântuitorul a venit în Betleem și a avut nevoie de Ioan Botezătorul ca să deschidă calea. Acum va veni din nou Domnul Isus Hristos în slavă și are nevoie de Biserica Lui să-i pregătească drumul. Ioan Botezătorul a, trebuia să pregătească un popor. Rămășițele unei națiuni care locuia acolo, în jurul Ierusalimului. Teritorial, destul de îngustă fâșie aceea de loc. Astăzi, poporul lui Dumnezeu este chemat să pregătească o planetă, o lume întreagă. Probabil că Dumnezeu așteaptă mai mulți Ioan Botezătorul să se ridice. Probabil că E nevoie de foarte mulți oameni serioși care să prezinte acest adevăr al lui Dumnezeu și această realitate este prezentată aici cu cuvintele neprihăniți. Ferice cei prigoniți din pricina neprihănirii. Foarte interesantă această realitate. Domnul Iisus Hristos ne prezintă nouă cauza neprihănirii. Iertați-mă, cauza prigoanei. Știți, spune la sfârșit zice părinții se vor ridica împotriva copiilor, copiii împotriva părinților. Vă aduceți aminte de textele acestea, da? Se vor vinde frate pe frate. Vreau să vă întreb ce descriu textele acestea? Ce fel de stare spune Sfânta Scriptură că se va instala în cultura socială a ultimei generații? Cum va fi generația aceea? Textul spune tur de tot. Vor da la moarte unul pe altul. Se vor vinde. Ce fel de generație va fi aceea? Puteți să mă ajutați? va fi o generație bună? Din punct de vedere social vă întreb, nu vă întreb din punct de vedere religios. Cu alte cuvinte, vă va place să trăiți în mijlocul unei astfel de generații? Generația aceea va fi fericită ea însăși? Nu. Cu alte cuvinte, Mântuitorul ne face să înțelegem Că prigoana sau persecuția are loc în momente de extremă cădere morală, emoțională a ființei umane. Când, eu știu, există generații care se dezvoltă frumos, în care Dumnezeu lucrează, generațiile acelea nu persecută. Generațiile acelea oferă pace, liniște, libertate. Astfel ajungem la concluzia că libertatea de care ne-am bucurat până acum este un dar din partea lui Dumnezeu și este mărturia faptului că am trăit momente de cultură, de civilizație umană binecuvântate. Vreau să vă întreb, vedeți cumva că această libertate se îngustează din ce în ce mai mult, se pierde din ce în ce mai mult. Vedeți lucrul ăsta? Apar mișcări de tip cancel culture, adică anularea culturii. ce e asta? Este pierderea libertății culturii. Din ce în ce mai mult ne lovim de pierderea libertății, poftiți, de exprimare. Ce e asta? Pierderea libertății, pur și simplu. Diferite, diferite elemente care ne conduc la ideea că libertatea nu mai e aceeași. Toleranța a fost prezentată până azi ca fiind un produs al libertății. Da, ați auzit de toleranță represivă? Toleranță represivă ați auzit? Este o contradicție de termen, dar este din ce în ce mai folosită azi. Termenul a fost lansat de Marcuz, undeva la jumătatea secolului 20, care a zis așa, dacă ești tolerant cu toate ideile, până la urmă, ideile care nu corespund cu idealul social vor face rău. Ca urmare, ele trebuie să fie reprimate. Și trebuie să fii tolerant numai cu ideile bune. Numai cu ideile care lucrează la binele social. Și așa s-a ajuns la ideea de toleranță represivă, care în teorie spune că selectează toate ideile bune și le tolerează, iar pe celelalte rele le blochează. Dar cine hotărăște care sunt ideile bune și care sunt ideile rele? Poftiți? Sigur, trebuie să existe cineva care hotărăște care sunt ideile bune și care sunt ideile mai puțin bune și am ajuns la cenzura, care nu face altceva decât reprimă din punct de vedere al libertății. Mai suntem liberi? Revin. Libertatea de care ne-am bucurat a mărturisit despre faptul că din punct de vedere al calității. Noi am trăit un timp de calitate extraordinar. Cu cât libertatea se pierde, aceasta mărturisește de faptul că ne îndreptăm sub, spre momentele acelea de cumplită lipsă de valoare. Coborâm acolo unde, din punct de vedere al calității, Dumnezeu spune. Nu mai spre rău. Au mers numai spre rău. Și acolo undeva, când ajungem jos, acolo izbucnește persecuțiile, izbucnesc persecuțiile, frământările sociale, nemulțumirea, se vor vinde unii pe alții și așa mai departe. Ce fel de drum este ăsta? ce vrea să spună textul biblic? În vremea aceea a persecuției, atunci neprihănirea va deranja cel mai tare. Oamenii vor fi deranjați de foarte multe lucruri, dar cel mai tare îi va deranja neprihănirea. Ferice de cei ce vor fi prigoniți, din pricina neprihănirilor. A lor este împărăția cerurilor. Fraților, în seara asta și în sabatul acesta aș vrea să vorbim mai mult despre prigoană. Ideea de persecuție. Cum înțelegem ideea de persecuție? Repet, repet. Poporul lui Dumnezeu are responsabilitatea de a se ruga pentru a mai primi har, din partea lui Dumnezeu. Asta este rugăciunea care trebuie să ne călăuzească. Din ce cauză? Pentru că avem nevoie să lucrăm. De ce Dumnezeu ne dă har mâine? Pentru ca să lucrăm. Poporul lui Dumnezeu nu cere din partea lui Dumnezeu persecuție, cere din partea lui Dumnezeu libertate, cere din partea lui Dumnezeu har pentru ca să poată. Să lumineze în această lume. Dacă vom lucra, rugăciunea are sens. Dacă nu vom lucra, rugăciunea este. Rugăciunea asta dă-ne Doamne timp, este fără rost. Fără sens. Persecuție. Să știți că persecuția dezvoltă un anume fel de om, un anume fel de creștin. Uitați, Vă voi invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Luca 22 și acolo să-l observați pe, să observați ucenicii. Luca 22. Mântuitorul le vorbește ucenicilor despre prigoana care urmează să vină asupra lor. Luca 22, cu versetul 36. Acum, cine are o pungă, să o ia. Cine are o traistă de asemenea soia, cine nu are sabie să-și vândă haina, să-și cumpere o sabie, căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Ce le spune Domnul Isus Hristos? Am ajuns într-un punct în care poporul acesta nu mă mai suportă. Și mi-aduc aminte de cuvintele scrise în Cartea Hristos Lumina Lumii care spune trei ani și jumătate a fost timpul maxim când poporul acela l-a putut suporta pe Domnul Isus Hristos. Trei ani și jumătate. După trei ani și jumătate nu l-a mai putut suporta. Se vedea clar că au ajuns la limita suportabilității. Față de ce? Nu mai puteau suporta ce anume? Neprihănirea. Trei ani și jumătate. După trei ani și jumătate n-au mai putut suporta neprihănirea. Și mântuitorul le spune, nu se mai poate. Ei nu mă mai suportă pe mine. Care a fost reacția ucenicilor? Poftiți? Doamne, ai aici două săbii care or să stea lângă tine continuu. Și îmi imaginez cum Petru a pus mâna pe sabia care o avea. Petru a fost singurul care să ține de cuvânt. Mai era cineva cu o Sabie. Dar n-a folosit o Petru. I-a promis Domnului Iisus Hristos că îl va apăra cu sabia și s-a ținut de cuvânt. A fost singurul care și-a respectat cuvântul. Puțin mai târziu, când au venit și au pus mâna pe Domnul Iisus Hristos, el a scos sabia din teacă și în ciuda faptului că era înconjurat de zeci de oameni cu ciomege, cu arme, de tot felul, el a fost gata să stea lângă Domnul Iisus Hristos și a dat în stânga și în dreapta și i-a tăiat urechea lui Malhu, robul marelui preot. Și dacă nu-l prea Domnul Iisus Hristos, Petru avea de gând ca în seara aceea să fie, să fie erou. Mulțumesc, care asta era ideea. Să fie erou. L-a oprit Domnul Iisus Hristos, l-a vindecat pe Malhu și a spus Petre, zice aici, versetul 38, niciodată Domnul Iisus Hristos n-a folosit, mi se pare mie cuvântul ăsta, și acum îl folosește, Destul. Gata. Ai procedat așa până acum, dar ai destul, gata, de acum nu mai merge. Cum, Doamne, nu merge să fie rău? Foarte mulți dintre noi se văd apărând caracterul Domnului Isus Hristos cu toată firea lor cea veche. Și ne imaginăm că vom fi eroi, ne imaginăm că vom fi martiri, ne imaginăm tot felul de lucruri. Uitați-vă puțin mai departe. De la versetul 54, ce titlu e? Deci, după ce a fost erou, după câteva ore, este lași. Versetul 57. Oh, femeie, nici nu-l cunosc. Întrebarea mea, cum e posibil să pendulezi în felul ăsta de la a-ți da viața pentru el, după aceea să spui nu-l cunosc? Cum e posibil că lucrul ăsta s-a întâmplat la o diferență de foarte scurtă? E inexplicabil de înțeles pendulația asta. Asta o vedem, de fapt, în viața noastră de fiecare dată. Odată suntem strânși de Domnul Isus Hristos, la 5 minute am uitat. Petru, la un moment, își dă viața pentru el, la câteva ore după aceea spune, nici nu-l cunosc. Ce se întâmplă cu noi? Cum trebuie să fii vis, -vis de prigoană? Cum trebuie să fii? Să fie rău? să te faci că plouă? Cum? Cum trebuie să fie? Uitați-vă un alt exemplu din Vechiul Testament, să o luăm puțin mai dinainte. Ieremia 27. Ieremia 27 este momentul în care profetul spune poporului evreu, supuneți-vă Babilonului. Bă, frate, cum să te supui? Vin ăștia de la Babilon, să-ți calce țara în picioare, să-ți ia prizonier. Și Ieremia spune, supuneți-vă, nu-i lașitate. Nu-i lașitate. Sigur, veți spune, e o deosebire între Petru, care a zis nu-l cunosc, și între uh, un popor întreg care trebuia să zică, bine, dacă vine poporul caldean, noi, poporul evreu, uh, le spunem, bine, dacă ați venit, hai. Stăpâniți-ne! Cum poți să spui așa ceva? Nu-i lașitate. Vreau să vă întreb, dacă am sta pe vremea aceea și ar veni peste noi, n-am considerat că Dumnezeu ne cheamă să fim eroi și să ne luptăm pentru credința dată pentru totdeauna? Că asta au făcut ei. Și acum vă rog să observați un lucru. În timp ce Ieremia le spunea, supuneți-vă Babilonului, în același timp, versetul 9 zice, n-ascultați de prorocii, de ghicitorii voștri, visătorii voștri, cititorii voștri în stele, vrăjitorii voștri care vă spun, nu veți fi supuși Babilonului. Cu alte cuvinte, când vor veni, ce faceți? Luptați-vă! Luptați-vă! Nu vă lăsați! Ce e mai normal? Ce e mai logic? Ce seamănă mai mult cu credincioșia și cu credința? Să te lupți? Sau să stai să te ia rob? Încă o dată, ce seamănă mai mult cu credința? Dacă ar trebui să spui că sunt credincios și îmi demonstrez credința, cum ți-o demonstrezi? nu e așa că trebuie să lupți? Îți demonstrez credința spunând, ok, am păcătuit noi și părinții noștri, Domnul va trimi să ne pedepsiți, luați-ne în robie. E credință? Nu e așa că e alt fel de credință? și cele două tabere au fost extrem de conflictuale. Au intrat extrem de mult în luptă, sau contrazis până când Ieremia a fost aruncat în groapa cu noroi ca să moară acolo, pentru că a fost clar pentru partida cealaltă care dorea să fie eroi că lucrurile nu merg bine. Cu alte cuvinte, ce înseamnă fericirea cei prigoniți din pricina neprihănirii? Cum trebuie înțeles lucrul ăsta? Am aici în mâna mea istoria războiului ideilor împotriva romanilor de Iosif Flavius, istoricul evreu, martor la căderea sau la distrugerea Ierusalimului. La pagina 454, el scrie, este vorba de un moment în care Iosif Flavius a ieșit în față și înainte să se distrugă templul, înainte de distrugerea templului, el a vorbit națiunii sau rămășiței evreilor care mai erau în templu și care se luptau împotriva romanilor. Și le-a zis așa. O, Ioanes, este unul dintre conducătorii care reprezentau rezistența iudeilor împotriva romanilor. Și îi se adresează direct și îi spune O, Ioanes, Odinioară când Babilonul a pornit cu asta împotriva Ierusalimului, Iehonia, spune el, unul dintre regii din vremea aceea a Ierusalimului, a părăsit de bunăvoie orașul înainte de cucerirea lui plecând într-un prizonierat voluntar împreună cu familia lui, ca să nu dea pe mâinile dușmanilor locurile sfinte și să nu lase pradă flăcărilor casa Domnului. De aceea îl și proslăvește sfânta tradiție a tuturor iudeilor, iar amintirea lui, încurgerea ei de la un veac la celălalt, se transmite eternă și în generațiilor următoare. Iată cum minunat exemplu pentru tine, Ioanes repetarea lui nefiind lipsită de riscuri. Eu însumi îți garantez că vei fi iertat de romani. Și Ioanis, care era în momentul acesta în tabăra romană, îi garantează, Flavius, îi garantează lui Ioanis că dacă se predă, va fi cruțat. Cartea aceasta este plină de exemple care ne dau de gândit serios. Care variantă credeți că au ales-o evreii? Uh, Iosef Flavius surprinde eroismul evreilor și le spune și, și scrie acolo În timp ce romanii își cruțau eforturile și oamenii și nu intrau în zonele de maxim risc, ci le ocoleau la un moment dat, Titus este acela care își ceartă soldații pentru că s-au expus fără rost, fără motiv. În timp ce romanii gândeau așa, evreii, obișnuiți cu ideea de martiraj, ei căutau să fie în primele rânduri. Ei căutau să moară. Ei își jerfeau viața pentru că pur și simplu credeau că ăsta este rostul lor. Ferice de cei prigoniți? Ferice de cei prigoniți? Nu, ferice de cei neprihăniți. Nu trebuie încurcate cele două lucruri. Nu ferice de eroi, ci ferice de cei neprihăniți. E foarte important să facem această distinție. Să nu vă gândiți că Dumnezeu ne cheamă la final să fim eroi. Dumnezeu ne cheamă la final să fim neprihăniți. De restul se îngrijește El. Un alt exemplu pe care vreau să-l dau și ultimul, este ceea ce găsiți dumneavoastră în istorie numită Noaptea Sfântului Bartolomeu. În Franța, hugenoții și catolicii ajunseseră la niște acorduri politice destul de importante. Carol al IX-lea, regele de atunci, se considera responsabil și față de partida hugenotă, care era destul de importantă, ca să înțelegem cât de importantă era, unul dintre reprezentanții Huguenot era amiralul Colini. Franța avea nevoie de partida Huguenotă. Nu își putea permite un război fratricid. Și atunci Carol, cel nou, al nouălea, copil fiind, încerca să medieze între cele două tabere. Extraordinar a fost când s-a căsătorit un. Tânăr și o tânără din cele două tabere, unul hugenot, celălalt catolic. La anunta respectivă, care se considera ca fiind un pact între cele două facțiuni care nu se înțeleseseră până acum de niciun fel, au fost chemați în Paris și protestanții care până acum merseseră în alte locuri ale Franței. Spre exemplu, La Rochelle era o cetate protestantă, dar Parisul era catolic. Cu ocazia nunții respective, Parisul a fost umplut de pugenații. Toate ar fi fost politic bine. Un mic incident s-a întâmplat, însă. Îl veți găsi și în cartea Tragedia Veacurilor, la capitolul Noaptea Sfântului Bartolomeu. Cu câteva nopți înainte de ziua de nuntă, Cineva a scris un pamflet, a tipărit un pamflet împotriva catolicilor. Și a pus foaia, pamfletul respectiv l-a pus, vă aduceți aminte unde? Poftiți? La pe ușa dormitorului regal. Vreau să mă întreb, curaj sau nebunie? prigoana întotdeauna se dă la limita între acestea două. Curaj sau nebunie? Știți cum comentează cartea tragedia aveacurilor? Spune, nu se știe dacă un prieten al reformei sau dacă o mână dușmană a făcut lucrul acesta. Cu alte cuvinte, gestul este echivalent. Ori era un gest al unui dușman, ori este un gest al lui prieten, dar efectul era ca și cum ar fi fost un dușman cel ce l-a pus acolo. Adică, la urma urmei, cineva ar fi putut să zică, uite că eu fac un serviciu lui Dumnezeu pentru că îi provoc și arăt care este adevărul și o lipesc exact pe ușa regelui. Ce curaj! Istoria spune, rezultatele spun, ai făcut gestul unui dușman, nu gestul unui prieten al reformei. Ceea ce a urmat a fost cu câteva zile după aceea, Carol al IX-le acedează la influențele mamei sale, care era Catherine de Medici, și este cel care dă semnalul Pe la 23 august, interesantă coincidență de dată, 23 august, în noaptea respectivă, a început masacrul ce în istorie este numit sau cunoscut sub numele Noaptea Sfântului Bartolomeu. Până la 100.000 de oameni au fost uciși în Franța datorită unui gest. Nu. Nu ferice de cei prigoniți, ci ferice de cei neprihăniți. Și de aici încolo nu contează dacă ei sunt prigoniți sau nu. Treburile țin de altceva. Important e că sunt neprihăniți. Dacă vom înțelege lucrurile acestea, vom înțelege și planul lui Dumnezeu în legătură cu noi. Aș dori să concluzionăm puțin aceste gânduri citind împreună sau lecturând împreună, fără a rămâne foarte mult, șapte slide-uri scurte. Probabil că ne vor lua încă 5-6 minute. Persecuția nu este Evanghelie. Mulți își vor întoarce privirile de la îndatoririle prezente, de la pacea și binecuvântările de acum și vor căuta necazul care însoțește criza viitoare. Aceștia ar vor provoca un timp de strântorare înainte de vreme și fiți atenți. Și nu vor primi niciun har pentru asemenea necazuri anticipate. Cu alte cuvinte, o vor lua înainte, vor stârni persecuția, vor striga către Dumnezeu și nu vor primi harul de care are nevoie un credincios al lui Dumnezeu în asemenea zile. Pentru că nu noi stârnim persecuția, ci neprihănirea este aceea care condiționează. Va fi un timp de zguduire în poporul lui Dumnezeu, dar nu acesta este adevărul care trebuie prezentat acum bisericii. Foarte interesant lucru acesta. Nu prezentați bisericilor uh, ideea că este un timp de zguduire, de criză și așa mai departe. Nu acesta este adevărul prezent. Dar care este adevărul prezent? Poftiți? Neprihănirea. Haideți să lucrăm pentru Dumnezeu. Haideți să ne facem treaba. Că Dumnezeu ne-a chemat aici pentru ceva. Haideți să ne încheiem lucrarea care o avem de încheiat și pe urmă celelalte lucruri țin de Dumnezeu. Dumnezeu va purta de grijă. Persecuția nu trebuie dorită. Noi nu dorim să stârnim pasiunile oamenilor și să provocăm o agitație în care să fie stârnite sentimente care scapă de sub controlul rațiunii. Nu dorim să stârnim pasiunile oamenilor. Nu vorbim în așa fel încât să enervăm oameni. Nu prezentăm lucrurile în așa fel încât să atțățăm și să spunem nu mă interesează care e rezultatul. Eu spun ce am de spus și cu asta. Nu. Nu la asta suntem chemați. Trebuie să ne ferim de orice ar putea stârni agitație și ar crea o tulburare pe temeiuri greșite, pentru că în mod sigur va veni și reacția, și reacția este despre care am vorbit. Nu vrem să stârnim agitație. Rețineți termenii aceștia. Nu vrem să băgăm bățul printre gard. Nu stârnim stupul cu albine pentru că noi credem că asta ne este chemarea. Nu! Persecuția este un mijloc, dar nu un scop în sine. Auziți? Evanghelism, pagina 360, în absența persecuției în rândurile noastre s-au strecurat oameni al căror creștinism părea în afara oricărei îndoieli, dar când va veni persecuția, aceștia vor fi despărțiți sau se vor despărți de biserică. Observați, persecuția este un mijloc de Curățire a Bisericii, un mijloc de dare afară a neghinei, dar nu este un scop în sine. Dumnezeu va folosi persecuția, dar nu o va dori. Când vorbim despre zguduire, despre o situație de foc prin care Biserica va trece, auziți, Dumnezeu solicită o reluare a mărturilor directe vestite în anii trecuți. Deci, dacă vrem ca, într-adevăr, Biserica să beneficieze de, de fapt, de ceva, atunci treceți la o mărturisire directă a adevărului. Mărturisirea directă și mărturia directă. Dacă vezi pe un frate al tău că greșește, du-te la el, fă Matei 20 și Matei 18, iertați-mă, fă Matei 18 cu el, spune-i că a greșit, dă-i mărturia directă și lucrurile se vor îndrepta. Biserica va fi zguduită în felul acesta, dar va crește. Auziți? Mulți nu vor putea suporta această mărturie sinceră. E vorba de mărturia ta, e vorba de mărturia cuvântului lui Dumnezeu, e vorba de mărturia spiritului profetic. Directă, categorică, tu nu stai bine. Mulți nu vor suporta această mărturie singur, sigur, sinceră. Ei se vor ridica împotrivă, iar acest fapt va produce o zguduire în poporul lui Dumnezeu. Vom câștiga în calitate în momentul acela. Dar ridicați mărturia cuvântului lui Dumnezeu și lăsați-o să fie directă, dreaptă și autentică. Nu persecuția va produce această schimbare, ci cine? Mărturia directă a lui Dumnezeu și a cuvântului său, legătură cu mine și cu tine. Ați observat că nu ne place să ne spună cineva, Valentina, ai greșit? Ați observat că în momentul în care îmi spune cineva Valentine, nu stai bine, totul începe să se agite în viața mea? Ei bine, aia e lucrarea de care avem nevoie acum. O mustrare directă, categorică, fără ocolișuri, pentru că timp nu este. Deci, repet, nu persecuția va curăți poporul lui Dumnezeu, și mărturia aceasta își va face lucrarea cum trebuie. Cernerea. Cernerea are ca, un, ca, element dureros și faptul că oameni buni se vor pierde. Auziți? Cernerea cu consecințe negative, nefericite. Familii întregi care s-au bucurat odată de adevăr își vor pierde credința din cauza calomniilor și minciunilor care li s-au spus cu privire la cei pe care i-au iubit, și de la care au primit sfaturi bune. Și lucrul ăsta se va întâmpla de afară, din lăuntru, nu contează de unde. Dar când apare calomnie și minciună în legătură cu niște oameni la care ții, care te-au adus la adevăr, care te-au sfătuit bine și calomniile vin, în momentul acela se produce potignire. Și oamenii se vor pierde. Familii întregi se vor pierde. Aveți grijă la minciună, aveți grijă la calomnie, aveți grijă la vorbirea de rău. Nu asta nu-i cernere bună, e cernere rea, păcătoasă. Oameni buni se duc datorită faptului că tu vorbești de rău pe un altul care lui i-a făcut bine. Ei își deschid inima pentru a fi semănată neghină. Calomnia, minciuna este neghină semănată în inimă. Vorbirea rea este, este sămânță rea, neghină semănată în inimă. Neghina răsare printre grâu, se înmulțește, recolta de grâu devine din ce în ce mai mică, adevărul prețios își pierde puterea asupra lor și cad. Cad datorită minciunii și calomniei. Dumnezeu să ne ferească ca lucrul ăsta să fie cumva în biserică. Nu vă temeți! În ciuda acestui fapt, în ciuda tuturor lucrurilor despre care vorbim, nu vă temeți! Fericele cei neprihăniți! Dacă neprihănirea este partea dumneavoastră, atunci nu vă temeți! Nu trebuie să ne îndoim sau să ne temem că lucrarea nu va reuși. Dumnezeu se află în fruntea lucrării și El va pune totul în... Ordine, extraordinar lucrul ăsta. Dumnezeu va pune totul în ordine. Dacă problemele vor impune o rearanjare a celor care se află în fruntea lucrării, foarte curajoasă această afirmație. Foarte mulți dintre noi se uită și spun, ah, acolo, sus, lucrurile nu stau bine. Garanție. Vi se oferă această garanție, această promisiune. Dacă problemele vor impune o rearanjare a celor ce se află în fruntea lucrării, Dumnezeu se va îngriji de aceasta. Dumnezeu va schimba lucrurile. Lăsați ca Dumnezeu să lucreze, nu vă îngrijorați, lucrarea e în mâna Lui, El va judeca și va schimba lucrurile spre bine. Nu vă temeți să avem încredere că Dumnezeu va conduce în port nevătămată minunata corabie în care se află poporul său. Amin? Amin. Încă un gând. Dumnezeu va purta de grijă. Ne pare rău că există membri cu defecte, că există neghină printre grâu. Ne pare rău, așa este? Uneori ne potignim, uneori ne doare neghina. Deși vor exista necazuri în biserică și vor fi până la sfârșitul Lumii, în aceste ultime zile biserica va trebui să fie lumina unei lumii care este mânjită și demoralizată de păcat. O biserică imperfectă, lumina Lumii. Cum vi se pare? Provocarea asta rămâne cu noi. Nu vă uitați la neghină, nu arătați cu degetul. E treaba lui Dumnezeu cum această biserică va fi lumina lumii. Această biserică slăbită și cu defecte, care are nevoie să fie mustrată, avertizată și sfătuită de către o mărturie directă, este singurul obiect de pe pământ, asupra căruia Hristos își concentrează atenția sa supremă și în final, forțele lui Satana nu vor triumfa niciodată. Încă o dată, amin? Amin. Ferice de cei neprihăniți, care vor fi persecutați că cea lor împărăția cerurilor. Doamne, ajută-ne să moștenim neprihănirea Ta. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus. rămânem în rugăciune înaintea Ta, în urma în urma adevărului tău, că neprihăniții tăi vor fi fericiți chiar și în timpul prigoanei, pentru că sunt de acum moștenitori ai vieții veșnice și ai împărăției tale. Îți mulțumim pentru că ne-ai promis că vom trăi această realitate și te rugăm să lucrezi în viața noastră, Doamne, acea iubire după neprihănire care nu se teme de nimic, nici de prigoană, nici de timpul lung, nici de osteneală, nici de necredință. Nu se teme de nimic, ci se leagă de tine cu toată puterea. Fă, Doamne, din noi un popor al Tău, un popor al făgăduinței Tale. Al iubirii tale. Ajută-ne să trăim în virtutea prezenței Duhului tău cel Sfânt. Și ajută-ne, Doamne, ca să nu ne despartă nimic de starea aceasta de sfințenie, o tulburare, nicio agitație, niciun gând pripit, Doamne, nimic, și să ne lăsăm călăuziți de tine. Învață-ne, Părinte, să mergi Tu înainte și noi să mergem în pas cu Tine. Dă-ne aceasta de a sta în mâna Ta. Și împreună cu cerul, Doamne, să grăbim venirea Ta. Prin Domnul Isus, te rugăm, rămâi cu noi și fă din noi un popor al Tău. Prin Domnul Isus te-am rugat. Amin.